Mami, de ce vine tata aici să-și verse nervii pe noi pe care își face cu o mare vedetă? Vine să ne șicaneze pe noi ca aia dumnealui e cu altul? Și tu vrei să tac. Ca o bleagă, cum ești tu. Vine una și-ți ia bărbatul și tu îi zici? Ia scumpii dacă-ți trebuie. Știi ce-aș fi făcut eu? Mă duceam la aia, o luam de ciuf și mă turam trotuarul cu ea și ziceam tot 777 de haramuri, lasă-mă bărbatul pace că de nu te pocnesc. Așa aș fi zis și așa aș fi făcut. Nu ca tine, stimată doamnă doctor. Mama mea dragă, tu știi că te iubesc și știi că te prețuiesc. Dar aș fi o ipocrită dacă nu ți-aș spune ce crede despre viața ta. Tu ești făcut ori să stai măritat, ori pusnică. Tu nu poți să fii între. Mărită-te cu Tudor și fă-l pe el să te ceară. E omul cu care te potrivești cel mai bine și e singurul om cu care se poate să trăiești împreună. După ce mă asculți, calcă-mă și în picioare, dar întâi ascultă-mă, te rog. Mama mea dragă, tu iubești prea mult și te culci prea puțin și nici atunci cu cine trebuie. Dacă tot n-ai avut îndrăzneala să te culci cu cine iubești, atunci de ce nu te-ai măritat cu un om la care ții? Mâine, poi mâine ai 40 de ani, eu în 6-7 ani o să fiu la casa mea că de vrei nepoți legitim. Cu cât o să treacă timpul, cu atât are să-ți fie mai greu. Așa că pe ăsta fie, eu nu vreau să te mai văd. Duce o viață nefirească. A. Să știi că în viață nu câștigă fetele care au avut 10 la literatură. Dragostea pentru tine mă învață să-mi înving pudoarea. Ca să ajung să iubești total un om, mă gândeam la dragostea dintr-un bărbat și o femeie. Nu trebuie să ajungi să-ți învingi pudoarea? Dacă voi ai un copil Oxford-like așa cum ești tu, ar fi trebuit să-mi alegi alt tată, nu pe cuțitarul de Alexandru Bujor, că între noi fie vorba și pe el îl iubesc. Îl iubesc vreau al dracului să fie când vine să-i scoat ochii! Iartă-mă, mama. Iartă-mă, mama.